Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm cu doi tineri, pe nume Elizaveta Bazilevici, studentă. Bună seara și bine ați venit. Și cu Dumitru Roibu, președintele Asociației Obștești, urmașii lui Ștefan. Bună seara și bine ați venit. Despre activitatea tinerilor, despre perspectivele politice ale acestora, despre premisele reale de a se încadra în acest fenomen și despre mai multe aspecte ce ține de viața cotidiană. Bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. Domnule Roibu, la ultima discuție a noastră discutam despre un proiect inițiat de către dumneavoastră, ai expert, despre acele inițiative frumoase de a vă întâlni cu mai mulți specialiști în diferite domenii care ar putea transmite din experiența pe care o au tinerilor pe care urma să-i selectați. Haideți să spunem telespectatorilor la ce etapă se află acest proiect și dacă până la urmă a prins rădăcini această inițiativă. Deci proiectul iExpert, pentru că vorbim despre el, a fost inițiat de mișcarea tineretului urmașului Ștefan și a început la începutul lunii martie. Iată că deja mai mult de o lună proiectul se desfășoară cu succes în fiecare săptămână. Sunt aproximativ 40 de tineri care permanent sunt antrenați în activitățile din cadrul acestui proiect. Noi am reușit pe parcursul a 5 săptămâni să facem mai multe întâlniri cu mai mulți oameni. Și atât, primul invitat a fost Denis Roșca. Noi am vorbit despre Cartea de Aur a Basarabiei și a Republicii Moldova, despre experiențele diferitor moldoveni, despre câți moldoveni au premiul Nobel, câți au premiul Grammy, câți din ei s-au dezvoltat în diferite domenii de activitate și sunt unicali în lume prin experiența lor. Următorul invitat la noi a fost Valeriu Ostalep. Cu dumnealui am discutat mai multe aspecte, în mod special ne-am bazat pe domeniul securității, pentru că este un domeniu de interes general pentru toți în țara noastră și nu doar. Și a fost o experiență foarte interesantă, pentru că nouă ni s-a deschis ochii la referitor la mai multe lucruri, la mai multe. Iată, atunci când vorbeam despre securitate, noi trebuia să ținem cont de niște pericole reale și pericole ireale sau pericole artificiale care intenționat sunt impuse agendei publice și care creează scindare, care creează conflict între oameni și așa mai departe. Și atât noi, atunci când discuți cu un bun specialist în acest domeniu, înțelegi foarte bine cum diferiți factori de decizie din țară și îndeplinesc rolurile, cum partidele politice joacă pe diferite teme sensibile și acumulează capital politic. Cum asta se reflectă asupra securității statului până la urmă? Ce trebuie noi să facem și așa mai departe? Acești tineri care participă în acest proiect vin din diferite zone, din diferite domenii? Eu spuneam anterior că proiectul are acoperire națională și sunt tineri prezenți atât și din Chișinău, cât și din alte orașe. Sunt tineri din mediul urban, mediul rural, sunt tineri etnici moldoveni, sunt tineri etnici români, sunt tineri etnici ruși, ucraineni, găgăuzi. Este un proiect destul de reprezentativ și sunt foarte mulți lideri care au o experiență bogată de activitate în diferite organizații în anterior. Iată, este și Elizaveta lângă noi, care la fel este participant activ în cadrul acestui proiect și care a ales în viziunea mea o practică destul de bună, să nu interpretezi oamenii, să nu rupi din context, dar să mergi real, să te întâlnești cu ei la o cafea, să stai de vorbă, să discuți și să-i pui întrebările direct, întrebările care te interesează cel mai mult. Haideți să vedem, deja reieșind din acele întâlniri pe care le-ați avut, de ce tinerii ar trebui să participe în astfel de proiecte? Cât de benefice se dovedesc a fi ele, reieșind din faptul că domeniul tău de activitate nici de cum nu este științele politice sau jurnalism, spre exemplu? Fiind studentă la Facultatea de Finanțe, am înțeles că educația formală nu dă toate instrumentele necesare pentru un tânăr ca să se dezvolte într-un stat, mai ales ca să aibă capacitățile necesare să se implice în activitățile statului și să fie capabil să schimbe anumite lucruri care posibil că îl deranjează. Dar uneori tinerii nici nu știu despre aceste instrumente. De aceea am aplicat pentru acest proiect ca să văd dacă acești experți o să poată să-mi împărtășească opiniile lor, experiențele lor și să văd diferite chiar la prima întâlnire când era inițierea, noi am vorbit despre faptul că ce așteptări avem de la proiect
Și deodată, pentru mine, cea mai mare așteptare era să văd multitudinea de opinii diferite, adică pluralismul opiniei. Astfel, până acest moment, asta s-a dovedit a fi adevărat, ceea ce ne-a promis Dumitru, așa și a fost. Majoritatea experților ne-au împărtășit experiențele lor și ne-au dat întrebări, ne-au dat răspunsuri cinstite și fără polemică și fără eschivări. Da, fără eschivări. Domnule Roibu, de la 90 încoace tot vorbim despre schimbarea clasei politice, despre un fenomen pe care unii politicieni îl numesc inevitabil. Până la urmă, reieșind din aceste proiecte și din acțiunile pe care le aveți cu tinerii, vorbim despre o potențială pregătire a viitorilor oameni politici, ca să nu zic lideri, vorbim despre noțiuni de leadership. Haideți, da. Pentru că noi atingem deja domeniul politic și aici da. Trebuie să specific că noi suntem organizația politică, ceea ce înseamnă că noi nu promovăm niciun partid, niciun candidat și nu facem acum partizanat pentru nimeni. Politic, da. Dar iată, vorbim despre schimbarea clasei politice și este evident că asta este un domeniu de interes pentru fiecare din noi. Pentru că noi vedem ceea ce se întâmplă, noi știm ce s-a întâmplat și într-un fel oricare începem să ne punem întrebări de cât asta poate să mai continue. Noi vedem astăzi o forță care încearcă să schimbe clasa politică. Mie nu-mi place modul în care se face asta și nu-mi place că, pe de o parte, eu mă bucur că am mai venit încă 6 deputați la mine în fracțiune, dar, pe de altă parte, eu critic traseismul politic și propun alegeri uninominale. Da. Astea sunt niște întrebări destul de simple și logice care trebuie să-și le pună fiecare cetățean, inclusiv, nu vreau să le dau nume, dar inclusiv vedetele noastre care se implică activ în această campanie de promovare a alegerilor uninominale. Clasa politică este ceva schimbător permanent. Noi vorbim de moravurile, de starea generală care predomină această clasă politică. Anii 90 au fost ani grei, sunt de acord, au fost ani de încercare și pentru democrația moldovenească care abia... Și de acumularea experienței politice. Bineînțeles, oamenii nu știau bine cum funcționează sistemul partidic pluripartidist, oamenii nu știau încă multe lucruri legate de construcția statului, de activitatea lui și așa mai departe. Iată, sunt deja 25 de ani că noi putem deja să tragem anumite totaluri, să vedem anumite tendințe, să vedem anumite practici, să le analizăm și să ne gândim cam ce am putea noi să facem pe viitor. Politicul moldovenesc totdeauna în mare parte s-a bazat pe activismul celor tineri. Și asta trebuie să spunem deschis, pentru că dacă noi erau tinerii, nu erau acei oameni care să schimbe politicienii. Și mă refer aici la foarte mulți deputați actualmente, miniștri și alții care i-au schimbat pe cei vechi, care au venit și ocupă funcții importante și noi avem în istoria țării noastre experiență că în tânărul de 28 de ani, prima ce scrie în cărticica de muncă este ministrul tineretului și sportului. Nu o să dăm apreciere, dar este un lucru bun, da? Că tinerii sunt implicați, că tinerii participă. Păcat că nu de fiecare dată asta dă așteptările și dă roadele scontate, pentru că cunoaștem, este viziunea mea proprie și strict personal, că, de exemplu, implicarea tinerilor în politica din municipiul Chișinău a adus mai mult rău decât bine. În viziunea mea, implicarea tinerilor în parlamentul de la Chișinău, în parlamentul țării, a adus mai mult bine decât rău. Și eu cred, în general, că tinerii din țara noastră sunt, și am să-mi permit să spun, cum am menționat la o întâlnire de noastră, un gigant care doarme. Pentru că atunci când ei se mobilizează, atunci când ei se trezesc și încep să se implice, asta poate să dea rezultate destul de bune și neașteptate pentru tare mulți actori politici, pentru tare multe partide și generali din umbră, care nici nu își imaginează efectele la implicarea tinerilor în politică. Deci eu susțin că tinerii să fie mai activi, să fie mai insistenți, să promoveze ceea ce consideră ei că este necesar, fără a avea o atitudine discriminatorie și negativă față de oameni care au viziuni diferite, fără a descuraja, fără a împiedica. Dar au condiții reale pentru a se manifesta? Da. Și când abstracție poate de area municipiului Chișinău? Bineînțeles, noi cunoaștem foarte mulți tineri care sunt
consilieri locali care sunt primari, uitați, Van Condrița în 2011 a fost ales cel mai tânăr primar din Republică, 25-26 de ani avea băiatul Ceala, indiferent de la ce partid el candidat, da? Dar el era primar tânăr, el venea și comunica viziunea lui asupra dezvoltării satului, oamenilor care trăiesc acolo 10 de ani înaintea lui, înainte de a se naște el. Ceea ce este nimic altceva decât o dovadă la rezultatul implicării tinerilor și insistenței lor în acest proces, pentru că până la urmă noi înțelegem doar că părinții noștri nu au avut oportunități, însă nu atât de diverse precum le avem noi. Mulți din ei și timpurile, bineînțeles, s-au schimbat, dar iată, mergeți să faceți un sondaj pe rândul primarilor și vedeți cât din ei cunosc limba engleză, ca să poată să interacționeze cu donatori, sponsori din țările Uniunii Europene, sau câți din ei cunosc limba rusă sau limba turcă sau limba franceză, ca să pot să interacționeze cu un cerc larg de potențiali investitori sau donatori pentru comunitățile lor. Noi înțelegem că realitățile astea sunt cam dure și anume înțelegem că tinerii sunt acea forță care implicându-se au avantaje suplimentare, da? Și vorbim și de cunoașterea limbilor, și de experiența de plecare și interacțiune și experiență preluată de peste hotare. Și până la urmă este și vorba de forță și energie și dorință de a schimba lucrurile, pentru că noi uneori spunem că tinerii sunt naivi, dar pe de altă parte poate și naivitatea asta și ne ajută să luptăm cu multe caracatițe și lucruri negative din societatea noastră, precum corupția, cumătrism și așa mai departe. At inocența asta și naivitatea lor, să luăm în ghilimele, ea ajută destul de mult. Haideți să vedem. Revenim la acest proiect pe care îl desfășurați. Știu că ați efectuat o vizită și la președinția Republicii Moldova. Vreau să rămânem al de acest aspect. Cum ați fost primit? Care a fost scopul acestei vizite? Cât de benefică s-a dovedit a fi ea? În primul rând, noi mulți eram mirați de faptul cum ne-au primit. Cum consilierii care sunt foarte, oameni foarte ocupați au avut, ne-au acordat destul de mult timp pentru întrebări și ne-au explicat activitățile lor, ne-au explicat planurile lor pe viitor. La fel, președintele Dodon tot a fost prezent și a vorbit despre activitatea lui, ceea ce arată faptul că președinția este deschisă pentru tineri și este gata să președinția este gata să arăte tinerilor ceea ce face și are o activitate destul de transparentă. Domnul Roibu, ați fost primit chiar în sala de protocol, scria media la acel moment, aproximativ 3 săptămâni în urmă, dacă nu mă înșală memoria, și pe lângă faptul că ați fost primiți practic ca anumiți oficiali, vreau să ne deschidem parantezele. Cum au fost primiți acești tineri și care au fost principalele sugestii primite din partea consilierilor, pentru că am văzut întreg aparatul președintelui s-a aflat acolo și chiar președintele Dodon. Eu vreau din start să aduc mulțumiri persoanelor implicate și am să explic de ce. Eu nu știu dacă mai este vreun exemplu în regiunea noastră în care pot să adresez o scrisoare electronică secretarul general al președinției, ca rezultat pe dumneavoastră vă telefonează cineva de la președinție și vă spune data, ora, câte persoane sunt așteptate și ce este necesar de avut cu noi. Iată, așa s-a întâmplat. Ați găsit o deschidere, să înțeleg. Bine, eu sunt profund surprins de această deschidere, pentru că domnul Floce a reacționat în primul rând foarte rapid. A fost persoana de legătură din cadrul președinției care ne-a telefonat, am discutat mai multe detalii, am discutat ce vrem noi să aflăm de la această și ce vrem noi să preluăm din cadrul acestei vizite de studiu. Domnia i-a spus cu ce președinție poate să ne susțină în cadrul acestei vizite de studiu. Noi am mai avut câteva doleanțe care în spre marea mea surprindere s-au realizat. Ca să înțelegeți, era deja ora 6:40, o oră și 40 după ce consilierii președintele au terminat serviciul, dar ei încă stăteau cu noi la masă și discutau și tinerii puneau întrebări, ei răspundeau, ei provocau la discuții și așa mai departe. Noi am făcut o excursie prin sălile președinției, am văzut și sălile de protocol, am avut și o întâlnire cu președintele și noi înțelegem că este destul de greu să fii președintea unei țări și în agenda ta destul de încărcată să-ți mai faci timp și pentru tinerii, care noi eram doar 15 persoane, dar dumnealui a găsit timp și a ieșit la discuții cu noi. De asemenea, președinția, chiar dacă a dat dovadă de deschidere, a dat dovadă și de responsabilitate și profesionalism, pentru că erau două persoane, doi tineri din rândul nostru, care
Și asta o să fie lecții probabil pentru mulți care ne privesc, care elementar nu și-au luat buletinul de identitate cu ei. Și atunci când eu am încercat să negociez cu președinția ca să le permită lor accesul în clădire fără buletin, dumnealor au spus, acesta este un moment de responsabilizare, da, regula este regulă, dumnealor au cunoscut și poate cu alte ocazii, într-adevăr, ei vor veni și vor vizita președinția. Iată, și asta mi-a plăcut, pentru că este o dovadă de profesionalism, o dovadă de perseverență și, și un factor poate nu la locul său, dar de motivare pentru acei tineri, pentru că eu sunt sigur că ei vin cu scopul să viziteze președinția, dar până la urmă nu s-a primit. Dar iată, pe viitor ei vor ține cont că iată, odată la președinție am uitat buletinul, data viitoare eu precisam să-l iau cu mine. Pentru asta noi și le aducem mulțumiri președinției și persoanelor care s-au implicat, pentru că acolo a fost și domnul ambasador consilier Neguț, a fost Maxim Lebedinski, consilier pe probleme juridice, a fost domnul Floce, secretar general, a fost domnul Corneliu Popovici și apropo acolo la acel subiect noi am avut o discuție destul de interesantă la capitolul tineret, inițiative în domeniul tinerilor, viziunea comunicată referitor la bacalaureat și alte chestii și le mulțumim chiar pentru acest fapt. Haideți să vedem asemenea proiecte ajung să-și atingă scopul pe care și l-a propus, au un impact asupra tinerilor? Desigur, asemenea proiecte au un impact major asupra societății, nu numai asupra tinerilor, deoarece majoritatea tinerilor care sunt implicați în proiectele de voluntariat, în proiectele care includ workshop-uri, diferite training-uri, ei nu numai capătă abilități și nu numai le folosesc în scopuri profesionale sau în scopuri personale. Acești tineri au posibilitatea după aceste proiecte să inițieze alte proiecte care pot să aibă impact asupra comunităților, spre exemplu în raioane, în regiunile lor. La fel, acești tineri, deja având o bază nu numai formală de la universitate sau de la o instituție de învățământ, dar având și bază neformală, adică ei cunosc, ei formează anumite cunoștințe și fac networking nu numai cu participanți la acest proiect, dar și cu oameni cum ar fi Andrei Popov sau Valeriu Ostalep, care în zi cu zi noi nu ne întâlnim cu așa persoane și nu avem oportunitatea să discutăm despre problemele societății noastre. Ai pomenit ceva mai devreme despre voluntariat. Astăzi, în secolul 21 și în mod special în condițiile Republicii Moldova, în care s-ar părea că aspectul economic este decisiv, mai există sau mai fac tinerii voluntariat? Mai e în vogă? Desigur, asta este în vogă și este foarte popular și trebuie să devină mai popular, deoarece tinerii trebuie să înțeleagă că puterea este în mâinile lor și nu numai poți să faci schimbări nu numai prin inițiative legislative sau prin activitatea de deputat sau de un primar. Poți să faci o schimbare determinând o problemă, formând o echipă și acționând. Asta, la momentul actual asta nu e așa de greu, mai ales că există diferite oportunități de granturi, de finanțări și guvernele altor state ne acordă ajutor și Ministerul Tineretului se implică în această activitate. De aceea, asta trebuie să devină popular și fiecare tânăr trebuie să conștientizeze că asta nu numai o să-i ajute pe plan profesional, dar asta este și uneori posibil că datoria lui să se implice în activitatea de... Domnule Roibu, vă adresez aceeași întrebare. În Republica Moldova este în vogă a face voluntariat? În comparație, bine, cu alte state unde ar putea cineva să ne reproșeze că acest fenomen are alte rădăcini. Într-adevăr, felul în care voluntariatul se practică în țara noastră și în alte țări, da, într-adevăr, este diferit, pentru că și noi avem o societate specifică, și noi suntem specifici și diferiți de alte naționalități sau alte popoare. Dar chiar și în interiorul țării noi nu putem să găsim un răspuns echivoc la această întrebare, da, pentru că zilele trecute noi, în cadrul unei întâlniri a expert, nu vreau să dau numele invitatului, dar spunea, și voi într-adevăr ați fost pe râul Bâc și ați colectat sticle de plastic de pe apă? Adică voi chiar ați făcut lucrul ăsta atâta de
atâta timp cât sunt persoane care lucrează și primesc salariu pentru faptul dat. Și eu, noi încercăm să argumentăm că bine, există problema, noi vedem că ea nu se rezolvă și noi putem să stăm deoparte și ne uităm cum ea nu se rezolvă sau bine, să ne implicăm și să rezolvăm. Și noi am decis să ne implicăm și să rezolvăm. Dar noi pentru asta am fost cumva priviți... Straniu. Straniu, da. Deci și oamenii la noi sunt diferiți în țară. Deci eu sunt sigur că voluntariatul ca concept, el doar se va dezvolta în viitor. Pentru că este o activitate care te împlinește pe tine personal, care te dezvoltă pe tine profesional, care, ceea ce spune Elisaveta, îți lărgește rețeaua de prieteni și cunoscuți, care, în care poți întâlnești oameni de care să ai nevoie sau pe care tu să-i poți ajuta peste 10-15 ani. Și sunt o sumedenie de exemple când, iată, în cadrul vastei mele experiențe am întâlnit o persoană care deja are peste 50 de ani, dar tot lucrează în domeniul tineretului, tot elaborează proiecte și iată, o persoană cu care el era prieten fiind tânăr, actualmente este ministrul educației în Federația Rusă. Deci, acestea sunt niște oportunități care dau efect nu neapărat azi, nu neapărat mâine, dar iată în timp, peste ani și ani, efectele voluntariatului se resimt și destul de bine. Domnule Roibu, în zilele acestea, bine, cu anumite întârzieri, pe care poate nu este cazul acum să le discutăm, a fost făcut publice datele recensământului din 2014. Ne-au fost oferite unele date, aș zice, care trebuie să ne îndemne să medităm. Avem mai multe localități în țara noastră care există doar pe hartă. Avem localități care au câteva sute de locuitori. În contextul în care spunea ceva mai devreme despre posibilitățile și necesitatea antrenării tinerilor în anumite activități pentru a ridica nivelul de trai versus acest, sau aceste date ale cezământului. Nu vorbim aici de un paradox? Noi, unde sunt tinerii? Asta era întrebarea. Pleacă, îi așteptăm, le creăm condiții necesare de a se afirma? Este o întrebare, pentru că eu nu pot să încep să vă răspund că da. Este doar așa și gata. Este o întrebare complexă și este o întrebare destul de grea. Eu vă spuneam anterior, haideți să uităm cu ce se ocupă statul nostru pentru a motiva tinerii să rămână și să dezvolte acasă. Nu, în afară de programul de granturi la Ministerul Tineretului, nu cunosc nimic. Eu v-am spus anterior despre Biroul pentru Relații cu Diaspora, care în strategia despre diaspora specifică că Ministerul Sănătății este instituția responsabilă de elaborarea politicilor privind emigrarea cadrelor medicale. În așa condiții, noi nu putem să spunem că, iată, vina o poartă doar un factor sau altul, sau societatea, sau statul, sau contextul regional. Este o problemă destul de grea în care fiecare trebuie să determine pentru sine ce vrea el să facă în viață, care este domeniul de activitate profesională, ce îi aduce lui fericire la urma urmei, prin care activități îl simte împlinit, pentru că eu am întâlnit foarte mulți oameni care visau să devină economiști, Elisaveta chiar este economist, dar care visau să devină economiști fără să aibă vreo imaginație ce înseamnă să fie economist. Adică, pur și simplu, că ai să ai bani și o să ai numele de economist, dar în realitate nici nu-ți imaginezi ce lucru titanic și complicat și greu este acesta. Și atunci când ei vin cu niște așteptări formate din familie, din școală, din societate, din medie, indiferent de unde, ei se ciocnesc din niște realități, înțeleg că ei nu se pot realiza pe această cale și atunci e foarte simplu, strâng gențele și pleacă pe hotare. Asta este un fenomen, în viziunea mea, foarte destructiv, pentru că efectele lui noi o să le resimțăm încă înainte. Noi încă nu le resimțăm la cel mai serios mod. Da, dar și fenomenul sărăciei e alt factor care contribuie, de fapt, la plecarea masivă a concetățenilor. Nu, eu sunt de acord. Eu vreau să spun că în scurta mea viață am vizitat țări și mai sărace ca Republica Moldova. Nu, acolo oamenii sunt, oamenii tot trăiesc, nu pleacă așa cum pleacă la noi. Mie mi se pare că asta este mai mult o chestiune de trend sau o influență media, o influență socială, unde practic oamenilor le se induce încă din școală că doar plecând psihotare, noi, eu cunosc personal director de instituție care spun că voi sunteți o generație pierdută, voi aici nu vă veți realiza niciodată și numai în cazul în care voi plecați psihotare, atunci poate mai aveți șansă să deveniți oameni. Iată, asta spune un director de instituție în fața la elevi în liceu. Și noi atunci cătăm vinovați în cine?
trebuie să fim puțin mai atenți, pentru că eu vă spuneam că încă de școală se cultivă ideea aceasta că doar plecând, doar unde vrei numai nu acasă, vei deveni om și vei deveni prosper și așa mai departe. Când viața în realitate arată destul de bine, că doar aici oamenii sunt mai bine, aici oamenii sunt mai implicați, aici ei fac lucruri cu dragoste, lansează idei de business, lansează în spațiu public și iată, proiectul expert este la fel înclinat spre această direcție, pentru că trebuie să cultivi dragostea de țară, nu sub aspectul de patriotism în sensul de fanat, să fii fanat al țării. Nu, să fii foarte realist și pragmatic, să înțelegi că dacă îți pui preț ție, că tu ești un specialist bun și tu te vei realiza, de exemplu, în Marea Britanie, atunci hai încearcă și te realizează aici, arată aici ce poți face și cât poți face. Și atât cât mai mulți tineri ambițioși, cu cât mai mulți tineri inovativi, cu idei noi, insistenți, vor fi în societatea noastră, cu atât mai mult noi vom progresa și doar atunci vom înțelege că țările din vest sau țările din est, care sunt mai dezvoltate ca noi, nivelul lor de viață nu le-l-au făcut străinii, doar ei singuri. Iată, noi parcă înțelegem lucrul acesta, dar parcă fugim de această realitate și sperăm că dacă o să plecăm în Canada sau în Rusia, o să privim pe Facebook ce se întâmplă acasă și lucrurile vor deveni mai bune. Asta nu se va întâmpla. Spuneai ceva mai devreme despre faptul că ați avut întâlniri cu diferite persoane care împărtășesc diferite viziuni politice și aici apare întrebarea pe care vreau să ți-o adresez. În ce măsură tinerii se dovedesc a fi toleranți? Pentru că în societatea în care trăim trebuie să recunoaștem există anumit segment de populație care fie că susțin o anumită doctrină, fie o anumită mișcare și așa mai departe. În cadrul discuțiilor s-a dovedit a fi una civilizată, s-a bazat pe argumente atât științifice, istorice, nu știu, de o altă natură, ca până la urmă să nu se aducă acuzații reciproce. Așa a fost? Probabil că din motivul că organizatorii au ales tineri din diverse, cu diverse background-uri și cu diverse viziuni și politice și sociale, discuțiile au fost interesante, dar întotdeauna au fost civilizate. Fiecare persoană înțelegea că pentru el este important să ia ceva interesant și ceva nou din această discuție. Astfel, și cei cu, într-adevăr, noi în grup, deja noi comunicăm și înțelegem că avem viziuni diferite, la fel și politice, dar asta încotro este o oportunitate pentru noi să vedem ce ne leagă, care sunt problemele noastre comune, care sunt probabil că viziunile noastre comune. Asta devine un fel de legătură, nu ne diferențiază. Nu pot să nu vă întreb. S-a legat o prietenie între acești participanți în cadrul proiectului? Da, deja noi ne înțelegem foarte bine și probabil că în viitor o să colaborăm nu numai ca și prieteni, dar și ca colegi. Și eu chiar aș spera foarte mult că în viitor să inițiez niște proiecte cu, deja știu anumite persoane cu care aș vrea să fac voluntariat și să schimbăm. Am vorbit despre anumite probleme ale Chișinăului, am vorbit despre anumite problemele ale tinerilor și noi considerăm că ar fi foarte bine să avem o continuitate a proiectului și să inițiem o activitate care ar aduce soluție la aceste probleme. Continuitate era cuvântul cheie. Domnule Roibu, care este continuitatea? Vă spun, în cadrul unui eveniment care nu are nicio legătură nici cu Romașul Ștefan, nici cu expert, am avut o întâlnire cu unul din protagoniștii întâlnirilor noastre care în cel mai sincer mod a dus complimente organizatorilor spunând că acest proiect va da rezultate peste 10-15 ani și nu acum și nu poi mâine. Și a spus în felul următor că în experiența sa el la fel a beneficiat de un proiect asemănător și iată persoanele care erau în acel proiect actualmente sunt lideri la organizații politice, lideri de opinie, jurnaliști de vază, autori și așa mai departe, care s-au dovedit a fi tinerii cei care mai departe desfășoară activități în interesul țării, promovează tot ce este, tot ce înseamnă țară, democrație, dezvoltarea statului și așa mai departe. Și eu sunt sigur că proiectul nostru este un proiect asemănător
și el are continuitate, doar că continuitatea asta oamenii care lucrează în acest domeniu o văd și o văd departe, peste ani. Oamenii care nu prea sunt inițiați în domeniul de tineret, ei își imaginează că și cum tinerii s-au întâlnit, au preluat o experiență și au dispărut. Dar asta nu este așa. Tinerii aceștia în continuare activează, se dezvoltă, experiența pe care eu preiau, eu duc mai departe. Iată ce aici spune Elisaveta, sunt inițiate noi proiecte deja între tineri care anterior nu s-au cunoscut și asta este un moment foarte pozitiv și cea mai bună dovadă că proiectul La Expert este un proiect de succes și că el a fost bine gândit și că rezultatele sale nu se vor lăsa așteptate. Domnule Robiu, vă întrebam ceva mai devreme despre voluntariat. Acum vreau să trecem, menținând firul logic, la cultura patriotică. Există în rândul acestor tineri? Unul din obiectivele pe care vi le-ați propus este și acesta? Sau se regăsește? Bineînțeles, da, pentru că nu poți, eu le spun totdeauna la tineri și cu alte ocazii, nu poți să ieși din casă, să vorbești singur cu tine, da, în interiorul tău și să spui că tu nu ești o persoană de succes, dar să aștepți să ai succes. Nu poți să vorbești de rău de familia ta și de tine personal, dar să aștepți cineva să vorbească de bine. Nu poți să nu te respecti pe tine, dar să aștepți alții să te respecte. Iată, eu în această direcție văd cultura patriotismului, adică atunci când tu îți critici țara, că aici este rău, că este cel mai rău loc de pământ, cea mai mare greșeală te-ai născut în această țară și așa mai departe, la care rezultate tu te aștepți atunci? Că aici o să fie bine, că îți vii cine și o să facă, dacă tu singur nu crezi în împrejurimile care sunt în jurul tău. Iată, noi încercăm să ducem în această direcție activitatea noastră, pentru că trebuie să înțelegem că Moldova nu este, noi înțelegem, suntem destul de reali și înțelegem locul nostru în mapa mond, cam unde noi suntem, după nivelul de viață, de cultură, educație și așa mai departe. Dar noi încercăm totdeauna să ne comparăm doar cu cei care trăiesc mai bine, fără a înțelege obiectiv factorii care i-a făcut pe ei să trăiască așa, fără a cunoaște viața lor de zi cu zi reală, pentru că dacă noi am vedea câteva exemple de viață reală din Statele Unite ale Americii sau Belgia sau în Londra, noi precis că noi vrem să trăim acolo. Noi nu atragem atenția la foarte multe țări care trăiesc mai rău ca noi, pentru că uitați-vă în datele ONU, majoritatea populației trăiesc sub limita sărăciei. Noi avem parte din norocul de a nu trăi în această categorie, da? Și nu mă refer la nivelul țării, însă la nivel global. Noi avem apă, noi avem unde trăim, noi avem ce mânca, noi avem parte de sistem educațional cu toate problemele lui, mai ales în contextul ministrului actual pe care eu n-aș putea să-l laud. Noi înțelegem problemele sistemului medical, dar noi avem totuși parte de un asemenea. Noi nu avem război în țară. Noi nu avem calamități naturale, gen secete sau inundații sau cutremuri. Uitați-vă ce se întâmplă în Peru, de exemplu. Cât de frumoasă este această țară, dar un oraș întreg se prăbușește pământ. Dar noi veșnic căutăm locul mai bun, ne uităm peste gard și căutăm unde este mai bine și acolo nu o întrebă, dar aici cât mai repede trebuie de plecat. Asta este cultura aceasta patriotismului, este pe de o parte promovată de unii, iată ceea ce noi încercăm să facem, dar pe de altă parte este promovată în cultura patriotismului. Negarea a tot ce este moldovenesc, negarea Moldovei, propagarea stilului de viață individualist, supermaterialist, care să te ducă măcar să trăiești și în pe o insulă singură, doar că străiești tu pentru tine bine. Noi înțelegem că suntem ființe colective, care noi nu putem să trăim de sine stătător. Trăim în societate, trebuie să trăim după niște reguli, trebuie să trăim după anumite obiceiuri, trebuie să ținem minte de unde venim și unde plecăm, să ținem cont de experiența din trecut. Și asta se referă atât la domeniul politic, cât și la domeniul profesional, dar sunt foarte multe persoane care spun nu alegeți profesia dată pentru că ea este destul de complicat și este greu să te realizezi. Dar fiecare gândește în mod individual ca și cum asta se poate întâmpla cu oricine, numai nu cu mine. Și el merge și repetă aceeași cale și la urmă zice, iar Moldova asta e ceva nu mi-a făcut și nu mi-a îndreptățit așteptările mele. Cultura patriotismului trebuie dezvoltată în sensul în care să-ți iubești țara, să-ți iubești neamul, să vrei să rămâi, să te dezvolți și inclusiv să mori în această țară. Iată, asta este dovada unui patriotism autentic și dacă să trimiți copiii peste hotare la studii, atunci să faci tot posibil ca ei să vie să lucreze înapoi. Eu mă uit foarte sceptic la mulți deputați și miniștri actuali care vorbesc despre patriotism și vorbesc despre sistemul educațional
dar copiii lor nu implică în acest sistem educațional. Și atunci mi-e apare întrebare, dar voi pregătiți sistem educațional pentru cine vreți, numai nu pentru voi. Adică, în viziunea mea, o dovadă că oamenii cred și ei merită suportul nostru este inclusiv momentul când copiii acestor oameni învață aici în țară. Ei trăiesc în realitățile noastre. Da? Eu știu foarte mulți tineri care în 2009 protestau în piața Mărunării Naționale pentru schimbare, actualmente ei nu sunt țară. Băieți! Sunt rezultatele activității voastre. Unde sunteți? Deci noi trebuie să suportăm, iar voi plecați peste hotare și ne criticați pe noi, pentru că noi avem niște viziuni nu chiar corecte sau nu în totalitate de acord cu ale voastre. Trebuie să înțelegem complexitatea acestui proces și să fim, și era și îndemnul multor invitați din cadrul proiectului nostru, să fim mai indulgenți, să fim mai înțelepți, mai capabili de a înțelege lumea în care trăim, societatea noastră. Că, nu poți să ceri de la un om sau de la toți oamenii aceeași păreri sau aceeași acțiuni atât timp cât există factorul uman, cât noi singuri câteodată, parcă suntem mai activi, altădată suntem mai pasivi. Câteodată noi dăm niște idei, altădată ideile nu vin pur și simplu. Atât noi în cadrul activităților organizației. Câteodată sunt perioade când vin idei foarte bune, altădată ele în genere nu vin. Adică asta este un lucru normal și în viața oricărei țări, oricărui stat, uitați-vă cum diferă la diferite etape nivelul de dezvoltare și nivelul de cultură a țărilor. Ori Belgia actualmente este considerată o țară civilizată, dar 100 de ani în urmă ei tăiau în Congo sute de mii de oameni pentru că era colonia lor și lor le spărea asta corect. Actualmente Statele Unite ale Americii este considerat luptătorul numărul 1 pentru drepturile omului, dar 50 de ani în urmă ei se gândeau încă să le dai voie la negri să intre pe aceeași ușă cu albii sau nu. Adică sunt niște momente atunci când ți-ai cont de ele îți par lucrurile mai clare și tu totuși începi a trăi cu încredere că țara noastră este o țară care oferă șanse bune de dezvoltare și atât în țară cât și plecând chiar peste hotare, doar că noi ar trebui să ținem cont că asta este darul nostru, această țară, da? În lume sunt 9300 de popoare și vreo 200 au țară. Iată, noi suntem unul dintre aceste fericite 200 și noi ar trebui să facem tot posibil ca acest colț de pământ să fie mai dezvoltat, mai atractiv și mai prosper. Nu doar pentru noi, dar și pentru următoarele generații. Haideți să vedem. Tinerii discută despre noțiuni de patriotism, despre dragoste de țară sau ele par niște chestii așa fictive? Nu, ele nu par niște chestii fictive, deoarece majoritatea tinerilor implicați în proiectul La Expert, de câte am înțeles, vor să rămână în țară și vor să-și îndeplinească visele anume aici, vor să construiască aici familie. De aceea și asta e probabil că e și motivul din care ei vor să schimbe și să facă schimbări esențiale în domeniul politic, cultural. Noi am discutat despre patriotism și în cadrul sesiunilor și în afara sesiunilor. Noi am înțeles, am făcut o concluzie generală pe tot despre ce am discutat. Au fost și poziții mai indulgente, au fost altele mai tranșante, dar am înțeles că pentru un popor este foarte important să aibă nu numai demnitatea națională, dar și să creadă în viitorul țării în care trăiește. La fel, pentru un popor este important să respecte tradițiile și obiceiurile. Astfel, toate aceste elemente formează patriotismul și aceasta este o noțiune atât de manipulată politic, dar totuși, în sfârșitul oricărei discuții, patriotismul rămâne a fi simplu o dragoste față de țară și simplu dorința de a face această țară, acest colț de pământ mai prosper și de a aduce schimbările esențiale, de a rezolva problemele care ne deranjează pe toți. Domnule Roibu, pe final de emisiune, pentru că mai avem o minută, două, ne spune regia, vreau să vă întreb, urmașii lui Ștefan urmează să întindă o mână spre a colabora cu alte organizații obștești, pentru că există, aș îndrăzni să zic, suficient de multe în Republica Moldova, cel puțin înregistrate, ca să se facă prezență în societate și revin la întrebarea anterioară, poate nu doar în Albia, municipiului Chișinău, ci și în întreaga țară, proiecte ce ar implica tineri de diferite etnii, în diferite zone, poate de ce nu și ca să nu ne limităm doar la tineri, implicarea și persoanelor, de ce nu de vârsta a treia.
Noi vedem organizațiile obștești de două tipuri. Da. Cel puțin pentru mine așa este. Organizațiile care sunt orientate spre lucru cu finanțatori, da, vorbesc cele active doar acum, și organizații orientate spre lucru cu oamenii, organizațiile care urmăresc neapărat impact. Iată, dacă o să luăm organizațiile care lucrează cu oamenii și care urmăresc impact în rândul societății, atunci în Chișinău cred că pot să numesc 10 organizații care activează în cel mai serios mod și sistematic în acest sens. Noi suntem una din ele și noi, bineînțeles, că nu putem de sine stătător să facem anumite lucruri. Noi colaborăm cu organizații, în mod special cu Mișcarea Tineret Voievod, cu AMC Moldova, cu Guvernul Tinerilor, cu Fundația pentru Dezvoltare Ecologică Ecodava, cu care am realizat proiect ecologic Pirul Bâc. Și sunt organizații cu care poți să lucrezi. De sine stătător nu se primește, dar este destul de dificil. Trebuie să spunem deschis. Este destul de dificil atâta timp cât există elementul de corupție, atâta timp cât există elementul de sărăcie. Și noi trebuie să facem față la toate aceste greutăți și să venim, așa cum vă spuneam inițial, inocenți, naivi, aparent, și să le spunem la oameni, haideți să credem în viitorul nostru. Pe această notă eu sunt obligat ca să punem punct emisiunii de astăzi. Mi-a făcut plăcere să fiți în prezent în studioul Reflector Analitic. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan, în numele întregii echipe. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!